la fondare a vedere. Mergem mai departe cu un subiect dureros cu atât mai mult când suntem și în vârful Paștelui. Combinația dintre sărăcie și lipsa de educație este devastatoare pentru viitorul nostru ca nație. De un pic am slab. Nu știu ce are să așa. Iar medicii confirmă că de multe ori trec ține treci în care nu aduc pe lume niciun punct. În schimb, facă de 4-5 kilotaje. În Târgu Mureș, cele mai multe dintre femeile care trec pragul acestei sunt hotărâte să nu devină mame. Fără excepție, invocă lipsa banilor. Dar nu vor să învețe absolut nimic despre contracepție. Nici ele, nici partenerilor. M-am gândit mult să fac pasul ăsta. Dar acasă mai avem încă doi copii. Și efectiv nu mai puteam să cresc încă unul soțului șomer. Și nu mai aveam... Situația este cu atât mai gravă cu cât medicii au ajuns să facă liste de așteptare pentru întreruperile de sarcină, nu pentru naștere. Ia, Sasha. Aproximativ pe 5-6 pensii, de luni până în vineri. Există o listă de așteptare în acord cu pacienta care dorește întreruperea cursului sarcinii, pentru care plătește la stat 90 de lei. Sasha, hai sus! Acestea sunt doar chiuletașele declarate în clinicile de stat. Numărul real e însă mult mai mare. Practic, la fiecare doi bebeluși, medicii numără încă unul ucis. Așa se explică de ce România domină și acest top rușinos în imunitate.